Fata mea vitregă, ce vrei? Dar stai că ai trăit și cu fata, parcă, Leo. Că te aude lumea. Aude lumea. Lumea nu știe de la televizor cu cine ai trăit. Nu, că Dana se supără dacă auzi, dacă aude lumea. Cum să? E Narcis sau nu? Păi da. Narcis! Te trăiți prala. Ia mi Bactali, butior. Uite-te, mă, bine ești tu la ea ca să bagă Narcis! Da. Când era Leo în 2007, 2008, 2009 2007 era, 2006, 2007, 2008, 2009 era cel mai șmecher. A fost, nene, dar el a plătit multe femei, o să superi pe mine. A cheltuit bani mulți cu multe femei, încă unul. Bă, nu l-am făcut. Da, Dadi, da, te cred. Mersi, da. Ciprian, lasă că mai intrăm în el a dat valoare la multe trotinete, adică n-au rămas, să zice, o femeie cu el. A dat valoare la multe trotinete de astea după un show. Narcis, din punctul meu de vedere, probabil. Te cred. A dat, frate, valoare și lui cine li cunoștea pe astea? Nu li cunoștea nici dracu dacă nu era lângă Leo. Erau boschetari. Ai înțeles, Narcis? Narcis, erau boschetare, ai înțeles? Păi da, să știi. Corect. Dar nu știu, Narcis, dar dacă știi, Ion a fost șeful meu, de la el am luat banii. Care Ion? Ăsta, din eu. Care sunt eu, alături de el. El e patronul, ăsta era patronul firmei de unde veneau banii. Șeful mare. Deci șeful al mare ele. Eu sunt jupănul. A, să fii sănătos. Păi ce vrei, mă, asta, Dan, stăi, întâi a stat cu fata, i-a dat țâța la fată, Leo, după a luat-o pe mama. E, asta e soarta, se mai întâmplă.
Thank you.
Să-mi fac un pas greșit, să dau asta la o parte și pun coșul. Hai că mai am destul. Vreau să mai spun ceva. Am spus în live pe Tikitaka și vreau să spun și pentru YouTube, cei care mă urmăresc. Eu atunci când am vorbit cu Pintea, mi-a spus că dacă îl mai văd vreodată cu Leo, să-l scuip, adică eu pe Pintea. Deci cu alte cuvinte, nu mai vrea să se vadă cu familia lui sau cu Leo. Nu. Mai ales cu Leo. Și cred că nici cu familia lui, din ce mi-a spus el mie. Înțelegeți? Și atât de supărat era Pintea, încât nu-i venea să creadă ceea ce se întâmplă. Văd acum că primesc comentarii cum că el ar fi venit cu tatălui, ar fi venit peste Leo și Leo ar fi chemat poliția. Adică nu știu ce s-a întâmplat acolo. Adică nu cred că ar fi venit să se certe sau să ia cu Leo la bătaie. Păi cum să te iei cu Leo la bătaie? Nu știu ce s-a întâmplat acolo, adică chiar nu știu, n-am avut discuții nici cu Pintea în acest sens. Eu am aflat acum de la oamenii din Tikitaka și dacă este așa, nu procedabil. Acum nu știu, n-am văzut nimic, nu cunosc. Înțelegeți? Și ce vreau să mai spun, că Pintea e plecat în Germania. Atâta știu și a spus și Leo chestia asta, așa că nu e ceva nou. Sau să dau eu ceva din casă, pentru că na, eu pe Pintea îl consider în continuare prietenul meu și cu mine n-a greșit absolut deloc. Ei, a făcut și el chestii, na, dar nu grave. Acum ce s-a întâmplat între ei nu este treaba mea, nu cunosc problema lor. Ultima oară când am vorbit cu Pintea ieri sau alaltă ieri, mi-a spus că este ultima oară când mai vorbește despre ei. Și eu îi respect decizia și când vom mai vorbi, vorbim despre noi. Hai, mai bine, bam, bam.